Vă salut cu drag, eu și Mica. Cred că același lucru ce facem noi îl faceți și voi. Stați acasă. Aveți grijă de cei dragi. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Vreau să cred că pe noi nu ne va paște acest pericol atât de mare. Deci vom fi disciplinați, vom fi conștiincioși, vom sta acasă și ne vom căuta tot felul de treburi, activități. Da? Este o perioadă dificilă pentru noi toți, cea pe care trecem acum. Perioada în care înțelegem că nu totul depinde de noi. Și până la urmă depinde. Pentru că minimul pe care îl putem face ne poate salva sănătatea, minimul pe care îl putem face ne poate salva viața. Дорогие друзья, мы хотим вам пожелать самого главного вам и вашим семьям, это, конечно же, здоровья. Будьте здоровы, будьте на позитиве в первую очередь, не паникуйте, потому что очень важно, чтобы у нас в душе была наша гармония царила. Ведь паника ни к чему хорошему не приводит. Salutare, dragi prieteni, noi suntem acasă, facem exerciții și vă recomandăm și vouă. Aproape tot globul pământesc se află acum în carantină, clar că asta nu ne face să ne simțim mai bine, dar cert este că trebuie să găsim partea bună a lucrurilor și mie mi se pare că partea cea pozitivă este că stăm acasă. Copii, ce ați făcut? De ce? Totul va fi bine, stați acasă! Bravo! Vă sfătuim și pe voi să stați acasă și să fiți înțelepți, să înțelegeți că această perioadă este foarte benefică pentru familii, pentru că reușiți să comunicați mai mult decât de obicei. Așa că... 1, 2, 3!